Pentru Muscel TV, profesorul Costel Ionescu a vorbit despre perioada petrecută de sportivii musceleni în cantonamentul de la București la Complexul Național de Atletism Lia Manoliu și despre rezultatele obținute de aceștia la concursul care a încheiat această perioadă de pregătire. Elevii atleți ai liceului cu program sportiv din Câmpul Lung și au început pregătirea anul acesta printr-un cantonament organizat la București în condiții foarte bune, în perioada 3-14 ianuarie. Cu 6 sportivi am participat în acest cantonament finalizat cu un concurs la București, organizat de Asociația Municipală, concurs la care s-au remarcat câțiva sportivi de la noi, de la care sperăm că vom avea rezultate bune și în concursurile oficiale din iarnă. La campionate naționale este vorba de Alexandrescu Eugen, care a reușit să arunce bila la 15 metri și 11 centimetri, ocupând un loc 2 în acest concurs. Este vorba de Ciurea Georgiana, care a reușit un rezultat foarte bun în proba de 200 de metri, 26 și 19 secunde, ocupând locul 1. Tot ea s-a clasat pe locul 1 și la aruncarea greutății fete, categoria junior 1, cu 10 metri 04. Este vorba de Sârceanu Alexandra, care în proba de aruncarea greutății, dar rezervată juniorilor, categoria 3, a aruncat greutatea la 12 metri 58. Te remarcat că la concursul de astăzi ea a reușit să-și îmbunătățească această performanță aruncând 12,85 m. Trebuie amintit rezultatul și al lui pădurarul Eduard la proba de săritură în lungime, unde cu 6,67 m s-a clasat pe locul întâi, anunțând pentru acest an rezultate foarte bune pentru campionatul european de junior 2. Urmează mai departe concursurile naționale, să le spunem așa, concursuri naționale rezervate juniorilor categoria a doua, a treia, a întâia, dar și seniorilor și tineretului, de tineret.